Lăudat și binecuvântat să fie Domnul! Amin! Prin harul Său suntem în viață până în această seară, prin durarea Sa am ajuns la dumneavoastră și suntem toți aici înaintea Domnului, unde am putut să cântăm, să ne rugăm și acum să învățăm împreună din Cuvântul Sfânt, Domnul să ne dea lumină și har. Amin! Amin! Dacă aveți Scripturi, și bine este dacă aveți, vă rog să le deschideți la cartea a doua a lui Timotei, Epistola Apostolului Pavel către Timotei, capitolul 3, unde este scris: să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Și prezintă în continuare motivele pentru care vremurile sunt mai puțin plăcute pentru cine vrea să trăiască în voia Domnului, în sfințenie. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfărnați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați. Și lista ar putea să continue cu astfel de stări vinovate. Iubitori mai mult de plăcere decât iubitori de Dumnezeu. Dar iată ce scrie în continuare: având o formă de evlavie. De aici înțelegem că aceste categorii de oameni sau aceste stări nu este o problemă că sunt specifice lumii, celor ce nu se declară oameni religioși, ci dureros este faptul că ele pot să caracterizeze pe cei care au o formă de evlavie, adică pe cei ce pot să meargă la biserică, sau chiar mult, mai mult, să facă vreo slujbă. Și drept dovadă a ceea ce vă spun, și vreau să vă arăt mai întâi, într-o primă idee, că pe pământ sunt trei categorii de oameni. Cei de afară, de care nu ne ocupăm în seara asta, și cei dinăuntru, care de fapt sunt două categorii. Unii cu o formă de evlavie și alții cu o evlavie adevărată. Spune Scriptura aici despre unii din cei dinăuntru. Versetul 6, citim în continuare: sunt printre ei unii care se vâră prin casă și momesc pe femeile ușurate și îngreurate de păcate și frământate de felurite pofte, care învață întotdeauna. Înseamnă că pot să fie predicată. Și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință a adevărului. Dă și un exemplu despre vremea eliberării evreilor din Egipt, dar în același timp afirmă și destinul lor, catalogându-i de nebuni în versetul 9. În versetul 10 este scris despre cea de-a treia categorie, oameni dintre care vă doresc și ne dorim să facem și noi parte. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, portarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile. Și versetul 12: cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos. Dragii mei, în seara asta vă întreb deschis, din ce categorie faceți parte? Fără evlavie, cu o formă de evlavie sau cu adevărată evlavie în Hristos? Aceste trei categorii, dintre care, așa cum v-am spus, vreau să afirm mai mult doar despre două, care sunt în adunare, sunt pozițiile în care putem să ne aflăm noi, ori într-una, ori în alta. Și vreau să observați diferența sub câteva aspecte. Scrie aici, în versetul 7, aceștia nu pot ajunge, cei cu o formă de evlavie doar, nu pot ajunge niciodată, deci n-au șanse să-L cunoască pe Dumnezeu cu adevărat, la deplina cunoștință a adevărului. Pe când cei care sunt buni, să-i numim așa, versetul 14, unde suntem îndemnați să ne situăm și noi,
tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat. Deci unii n-ajung niciodată să aibă o învățătură și o încredere, o încredințare deplină. Toată viața rămân confuzi și nu știu ce au de făcut. Pe când cei din categoria oamenilor evlavioși ajung la o deplină cunoștință adevărului, scrie în versetul 17, ajung desăvârșiți și sunt cu totul destoinici pentru orice lucrare bună. În capitolul 2, în aceeași idee, este scris despre vase, făcând o comparație, citind la versetul 20. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur, de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru întrebuințare de cinste, altele pentru întrebuințare de ocară. Deci, dacă cineva se curățește de acestea, puteți socoti și de stările acelea ce le-am citit la început, din 3 cu 2 la 5. Va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său. Și apare aceeași expresie din capitolul 3, destoinic pentru orice lucrare bună. Dragii mei, părăsind ideea aceasta, dar reamintind-o în esență, vă întreb, sunteți hotărâți să fiți oameni evlavioși, vă doriți să ajungi la deplina cunoștință a adevărului? Amin. Sau vreți să rămâneți debusolați toată viața? Spunea un frate că venea cu mașina dinspre București, spre Alba Iulia, și undeva prin Vâlcea a luat o femeie și când a trecut pe lângă o mănăstire și a făcut imediat cruce, și el îi zice, sunteți religioasă? Și spune, bineînțeles. O mai lasă 2-3 minute și o întreabă, dar dacă la noapte muriți, unde mergeți? În rai sau în iad? La care ea răspunde prompt, în iad, dar unde să mă duc? Și el îi zice, dar n-am înțeles. Adineaur ai mărturisit că ești religioasă și acum ești sigură că mergi în iad. La care ea spune, dar unde crezi că m-oi duce, vorba românească? Dacă am făcut vreo 7 avorturi, căci numai acum închid ochii în somn, îi văd și tresar și toată noaptea în coșmar, o crezi că după ce o muri o fi altfel? Femeia care singură și-a recunoscut starea spirituală și și-a văzut odată destinul. Dar totuși, așa cum vă spuneam, ea și-a făcut cruce, o formă de evlavie. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Mai adaug totuși în ideea asta ceva, spune tot în Timotei, din capitolul 6. Capitolul 6, versetul 5, catalogăm pe astfel de oameni, stricați la minte și încă o caracteristică, lipsiți de adevăr. Pentru că am spus din capitolul 3, din a doua epistolă, că niciodată nu ajung la deplina cunoștință adevărului. Și din nou apare acel sfat, ferește-te de astfel de oameni. Dar eu aș traduce altfel cele două expresii, ferește-te de astfel de oameni, ferește-te să nu fii tu așa. Că scrie tot în capitolul 3 că unii se vor amăgi pe ei înșiși. Ca să nu te amăjească alții din categoria asta cu o formă de evlavie, ferește-te de ei. Dacă să nu te amăjești tu, ferește-te tu să nu fii un astfel de om. O a doua idee. Învățătura, aceea care duce la evlavie, este lucrarea primordială pentru mântuire, pentru adunare. Am citit aici în 2 Timotei capitolul 3 versetul 10. Tu ai urmărit de aproape învățătura mea. Și apoi urmează purtarea și toate celelalte. Cât despre cei vinovați, am citit în versetul 7 că și ei învață. Poți să aibă studii teologice. Poți să aibă studiu sistematic. Diferența este că învățătura lor nu doar că nu duce la evlavie,
nu este conformă cu adevărul. Nu știu dacă sunteți născuți în familie de pocăiți. Dacă da, atunci ar trebui să vă corespundă ceea ce vă citesc de la versetul 15. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire. Rețineți! Învățătura Scripturii nu-ți dă doar înțelepciune, să știi. Învățătura e necesară pentru mântuire. Căci fără învățătură nu există evlavie, nu există adevăr, nu există mântuire. Acum să nu spuneți că eu fiind învățător, așa ca Pavel, îl slăvesc slujba mea. Dar este absolut imperativă lucrarea învățăturii. Să nu creadă cineva că dacă Domnul Hristos n-a ajuns să fie învățător, o să fie mântuitor. Că învățătura duce la mântuire. Pe aici este drumul. Întotdeauna poporul lui Dumnezeu a fost numit poporul cărții. Eu cred că primele versete din Scriptură sunt scrise de mâna de degetul lui Dumnezeu. Nu cred că s-a apucat Moise să scrie ceva din cărțile lui înainte de a primi tablele de pe munte. Deci Dumnezeu a început să scrie. Și se încheie această carte tot cu cuvinte venite din partea Domnului și cu mențiunea că dacă cineva adaugă sau dacă cineva scoate, este vinovat. Dragii mei, vreau așadar să înțelegem că Dumnezeu vrea să se ocupe de noi prin învățătură. Nu știu dacă prețuiți studiul biblic, dacă vă place citirea, dar numai cu cântări, chiar și numai cu profeții, nu te duci departe. Nici măcar doar cu minuni. Sau poate va spune cineva, frate, învățătura este obositoare, teoria, practica. Dragul meu, practica se numește după Biblie dragoste. Și știi ce e dragostea după Biblie? Să împlinești porunci, dacă nu le știi ce împlinești. Tot acolo ajungem. Pentru că dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Iată ce vă citesc din Psalmul 119. Părerea mea, că nu l-a scris David, nu-i numai părerea mea, dar n-am nici împotrivă dacă credeți asta, ci Ezra, omul pe care Dumnezeu l-a folosit să compileze cărțile Vechiului Testament, omul care a stat la baza formării canonului Noului Testament. Iată el sau altul ce a spus. 119:1, ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după legea lui, ferice de cei ce păzesc poruncii lui, care îl caută în toată inima lor, care nu săvârșesc nicio nelegiuire și umblă în căile lui, dar ca să ai o astfel de viață, un comportament ireproșabil, să fii sfânt. Știi ce trebuie? Rezultă fără echivoc din acest psalm să iubești cuvântul lui Dumnezeu și învățătura. Doar câteva versete așa să vă citesc. De exemplu, versetul 97. Cât de mult iubesc legea ta. Versetul 3. Ce dulci sunt cuvintele tale pentru cerul gurii mele. Mai dulci decât mierea în gura mea. Psalmul 119, acela e clar că e al lui David. Vorbește în aceeași idee că învățăturile sfinte sunt mai de prețuit decât orice. Cartea Proverbele afirmă că învățătura este mai de preț decât argintul, decât taurul și toate comorile de preț nu se pot asemui cu ea. Dar eu mă întorc în mod deosebit la scrisorile acestea două a lui Pavel către Timotei, citindu-vă și punctând că învățătura este prioritară fie în a te îndrepta spre mântuire, dar tot învățătura este determinantă în a te înșela. Învățătura dă tonul, fie în bine, fie în rău. 1 Timotei 6, citim de la versetul 3.
Dacă învață cineva pe oameni în învățătură deosebită, deci iată că sunt diferențe, și nu se ține de cuvintele sănătoasele Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, că este și învățătură care duce la o formă de evlavie. Un astfel de om cu formă de evlavie e plin de mândrie, poate fi un predicator arogant, și culmea, nu știe nimic. Observați aceste două accente. Aici scrie că astfel de oameni învață, dar nu știu nimic. Tot în Timotei scrie, amintiți-vă repede unde, nu știu nici ce vor, nici ce urmăresc. Și am citit din 2 Timotei, capitolul 3, că n-ajung niciodată să cunoască bine. Și totuși, ei învață. Poate cel mai înțeles exemplu sunt cărturarii și farisei din timpul Domnului Iisus. Știți cât învățau ei și cât se lăudau ei și socoteau pe alții că nu cunosc legea. Și se mirau de Domnul Iisus, dar de unde știe toate acestea că n-a învățat? Învățaseră, dar ce Pavel n-a învățat? Dar a putut interpreta corect? Nu. Iată, repet, învățătura bună duce la mântuire, dar în fruntea celor care sunt încolonați spre iad, cu etichetă religioasă, sunt tot învățătorii, îi secondează îndeaproape proroci, ca să îi ajute, fie în bine, fie în rău. Un astfel de om sau astfel de oameni nu știe nimic, au boala cercetărilor. Vă rog, rețineți, pasionați. Numai că e fără rost. Oameni stricați la minte, lipsiți de adevăr, care cred că evlavia, ei cred în evlavie, o formă de evlavie. Dar aceasta nu e decât o formă de câștig. Și la urma urmei, astfel de oameni sunt mânați ori de vreun câștig, ori, cum scrie în Filipeni 1, de slavă deșartă. Doamne, păzește-ne de acestea. De aceea apostolul vine în fața celor care îi s-opuneau și le spune, am avut un câștig de la voi? Când scrie Corintenilor, mă puteți acuza că m-a motivat câștigul? Zicea, nu. Mă puteți acuza de slavă? Ce nu, că nu doar că am muncit, dar am fost smerit. Și nu găseau alte argumente. De aceea el scria în a doua Timotei, capitolul 4, că cei ce sunt curați învățători, cum a fost și el, nu doar apostol, a fost și învățător, 2 Corinteni 4 cu 2, ca unele lepădat meșteșurile rușinoase și ascunse, deci nu-i nimic șiretlic, vreun scop nedeclarat, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Și numai o pagină, dacă dau în urmă, scrie în 2 cu 17, că noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulți. Mă, nu-i de mirare că vor fi amăjiți cei mai mulți, scrie în, că vor fi amăjiți mulți, cum scrie în Matei 24. Fiindcă sunt mulți care procedează așa. Prin fratele Ghiță Mocanu de la Izvin a fost o vedenie în care am cuprins și eu și alții. Eram predicatori în rând cu tractoare și aveam unii două feluri de lame, una la suprafață și una de adâncime, și alții numai cu o lamă, puțin pe deasupra gândit la o pământ. Și în urmă se vedea diferența la brazdă. Și cei numai cu o lamă, care erau mai mulți, ziceau către noi, băi, schimbați-vă, voi puneți numai o lamă, că oamenii văd diferență. Că dacă nu, ne silim să vă dăm pe margine. Și Domnul zicea, păstrează lama asta, că-ți făgăduiesc faptul că îți voi mântui casa. Și dacă Domnul ne dă har și ajutor, de ce să nu slujim în mod adevărat și cinstit? De ce să slujim doar așa, să ne lăudăm că am slujit? Ne putem lăuda și cu semne și minuni, că dacă n-a dus învățătura la evlavie, nu-i decât o păcăleală în plus. Doamne, îndură-te de noi! Amin. Și scria, revin aici la capitolul 4, partea a doua, versetului 2, prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Adică orice om bine intenționat poate să primească adevărul și ajunge să fie deplin încredințat, spre deosebire de ceilalți care, știți cum sunt? Vă dau un exemplu. Ajung undeva în misiune, mai e un frate și zice, auzi, eu sunt recăsătorit, da, eu sunt liniștit, sunt credințat, dar dumneata ce zici? Frate, ești recăsătorit, ce să-ți mai spun eu, dar
Pe mine mă miră faptul că dumneata ești de plin încredințat, dar pui întrebări. Oamenii aceștia au aparentă încredințare și liniște. Spune, frate, asta e încredințarea mea. Dar numai că în momente critice te bate vântul, așa-i? Pe când dacă e adevăr curat și ești de plin încredințat, n-ai probleme. Spunea Apostolul Pavel, sunt în închisoare, dar eu știu cine am crezut. Spunea Iov, capitolul 6 a cărții sale, în toate durerile care mă copleșesc, îmi rămâne această mângâiere. N-am călcat poruncile celui Sfânt. Dar dacă nu ești în regulă, ajungi ca frații lui Iosif, Genesa 42. Iosif nu le-a amintit de evenimentul vânzării lui. Dar când au ajuns închiși, au început să vorbească între ei. Despre ce? Ce or face familia acasă fără pâine? Nu, au zis, băi, vă amintiți ce am făcut cu fratele nostru. Dar cine le-a adus ideea asta? Procurorul. Dinăuntru. Da? Nu trebuie să fie pârâș. Este procuror și se face sesizarea din oficiu. Așa că, Doamne, ajută-ne să fim credincioși cu adevărat. Că asta e bine, e nu doar învățătură sănătoasă. E învățătura care duce la mântuire. Așadar, încheind și ideea aceasta, este foarte important, spune Apostolul Pavel, 2 Timotei, capitolul 1, să știm că învățătura e prioritară, dar nu orice învățătură. Spune aici, 2 Timotei 1 cu 13, dreptarul învățăturilor sănătoase. De aici derivă expresia de doctrină, adică norma de învățături. Dreptarul învățăturilor sănătoase. Unitatea de măsură ce cuprinde tot ceea ce are nevoie omul pentru a se redresa, pentru a se ridica corect, pentru a se însănătoși, sub ce imagine ați vrea să priviți lucrarea mântuirii. Trec la o a treia idee legată de acestea. Care este scopul învățăturii sănătoase? Am amintit în parte ceva și vă citesc 2 Timotei 3, versetul 16. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Și face recapitulare la ce am învățat. Ca să înveți. E prima. Dacă n-asculți, a doua oră te mustrăm. Să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire. Pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit. Rețineți. Nu doar mântuit în prima fază, prin credință, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Nu doar acesta e scopul Bibliei. Scopul Bibliei nu e doar să facă din noi niște nou născuți în Hristos, ci să facă din noi niște oameni mari în Hristos. Adică maturi, nu mari în sensul negativ, al mândriei. Să facă din noi oameni desăvârșiți. După câți ani de pocăință aveți, dacă ar fi să vă descrieți realitatea spirituală, cam ce înălțime aveți? Cine vă vede, ce zice, e copil sau om mare? Pavel scria corintenilor, mă, voi trebuia să fiți oameni mari. Și la evrei le scria în capitolul 5, dar voi sunteți tot copii, mă, cum n-ați crescut? Învățătura crește oameni, ca și hrana. Trebuia unii scrie de evrei și să fie învățători. Dar ei sunt tot în clasele primare. De ce? Nu s-au îndeletnicit cu învățătura. Și n-au înțeles că scopul învățăturii e mântuirea, dar desăvârșirea în vederea mântuirii. Doamne, ajută-ne! Priviți serios problema aceasta. Școlarizați-vă corespunzător. Și nu vă lăsați în nădejdea că, a, frate, asta e treaba predicatorilor. Dragul meu, învățătura e dată cu scopul ca omul să fie desăvârșit. Vă mai citesc încă un verset foarte frumos, care la fel vorbește, Coloseni 1:28. Pe el îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om
E vreunul care se poate exclude din categoria aceasta? Și învățăm pe orice om, repetă, în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om. Dacă nu ți-e destul că scrie de trei ori orice om și tot nu te poți încadra aici, rămâi pe din afară. Cum să-l înfățișăm pe orice om? Desăvârșit în Hristos. Efeseni 4, aceeași idee. Pentru desăvârșirea Sfinților în vederea lucrării de slujire, până vom ajunge toți la starea de o mare înălțime a săturii plinătății lui Hristos. Doamne, ajută-ne! Învățătura e prioritară. Dar e necesară aici și profeția, și demnurile, și cântarea, toate. Noi vorbim de scopul Bibliei, care se transmite în primul rând prin învățătură. Un al doilea scop este prezentat aici în 2 Timotei 3 cu 17. Pentru ca omului Dumnezeu nu doar să fie desăvârșit, mai e un și acolo, mai trebuie ceva. Și cu totul destoinic, că Scriptura dă înțelepciune numai în neprihănire. Primul scop e neprihănirea, desăvârșirea. Și al doilea, cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Adică învățătura Bibliei vrea să te pregătească, să te perfecționeze pentru vreo lucrare bună care ți este dată să o faci. V-ați găsit unii alta o care trebuie să lucrați? Sau încă vă uitați în fața rastelului și nu știți ce vi s-ar potrivi, frate, să iau unii alta asta, să o apuc pe cealaltă? Roman 12:1. Îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută. Și asta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Adică să ne punem la îndemâna lui Dumnezeu, ca El să ne desăvârșească, să ne crească, pentru ca noi, la rândul nostru, să putem sluji în lucrarea Domnului. Aceeași idee rezultă din Efeseni, capitolul 4. Spune Scriptura aici, citesc de la versetul 11, El a dat pe unii apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători ca ei să facă treabă și ceilalți să stea liniștiți pe masa de operație, nu? Doar așa să-i hrănească și toată adunarea să crească. Nu, nu scrie așa ceva. Pentru desăvârșirea sfinților, lucrarea numărul 1 de care vorbeam, cu ce scop? În vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului Hristos. Adică aceste 5 categorii formează pe ceilalți ca ei la rândul lor să poată sluji trupului Hristos, să crească, alții să se mântuiască și la sfârșit o să primim răsplată. Amin? Amin. Sunt unii oameni care sunt pocăiți de 5, 10, 20 de ani, dumneavoastră sunteți în general mai tineri, care au pretenții ca slujitorii să-i cerceteze, să-i viziteze, ba de cum nu le-a plăcut predica să-și ceară și iertare, și ei la rândul lor ce fac? Cum spunea cineva, sunt la zăcut. Ori sunt bolnavi, ori leneși, că altă variantă nu poate să existe. Dar Biblia ne îndeamnă să nu fim nici leneși, nici neroditori și să lucrăm cu toți în via Domnului, slăvit să fie El. Cu siguranță asta nu înseamnă numai predică. Undeva s-a încercat să se facă un inventar a felului în care ultimii oameni din biserică, cei convertiți, s-au întors la Domnul. Și s-a spus, ne ridicăm în picioare și fiecare să se încoloneze în spatele persoanei prin care s-a întors la Domnul. Și acum se uitau predicatorii să vadă cât e de mare grupa încolonată. 1, 2. Și când colo, după o soră, erau vreo 7, 8. Și au mai repetat, poate nu s-a înțeles. Nu rudenii, nu, nu, nu. Pentru că femeia aceea, nu doar că vorbea despre Domnul, dar se ruga pentru ei. Să știți că Dumnezeu ne-ar vrea mai implicați. Vedeți dumneavoastră cum ați venit în Franța să vă faceți viața mai ușoară, să munciți, așa-i? Dar cum scrie în Biblie? Căutați mai întâi împărăția? Nu-i problemă că ați venit aici. E problemă dacă venind aici, nu vă preocupă și lucrarea Domnului. A, sunteți la adunare, este dovadă că vă preocupă. Dar nu știu ce faceți în rest.
Așa pocăiți a fost cântăreții ăștia și noi toți cu ei am spus că ne dăm toată inima Domnului, n-avem altă dorință. Drept să fie oare. Doamne ajută-ne, nu doar să vrem să slujim, că așa mai sunt pretenții, să fii destoinic să poți sluji. Vedeți, la cântăreți vi pot da exemplu. Ei se pregătesc și sunt destoinici. Unii au studiat, oricum fac repetiții. Dar noi ceilalți facem și noi repetiții pe măsură. Să devenim destoinici, să ne formăm. Oricum ne vom forma în timp. Scrie în Evrei 5, un text ce l-am amintit, a căror minte s-a deprins prin întrebuințare. Așa ne formăm, nu va fi nimeni un bun meseriaș dintr-o dată, nicio problemă. Să pornim de la o pregătire minimă. Spunea fratele Simeonu că înainte de a se apuca să predice, vorba lui, am zdrămțit două Biblii. Adică atât am citit până când s-au rupt foile. Fă asemenea încercări și vezi ce poți să faci în lucrarea Domnului. Și închei și ideea aceasta reafirmând. Să nu crezi că putem vorbi de mântuire fără de săvârșire. Și de asemenea nu putem vorbi de săvârșire fără de stăinicia unei lucrări în casa Domnului. În trupul lui Hristos. Nu se poate altfel. Domnul să dea lumină și har. Amin. Acum aș vrea să vă recomand câteva metode prin care puteți să învățați ca să fiți desăvârșiți și destoinici. Să aveți cele două D-uri, să le numim așa, desăvârșit și destoinic. În primul rând, este foarte important să fii într-o adunare unde se predică învățătura sănătoasă, unde se citește toată Biblia, unde se interpretează corect și oamenii sunt învățați. Așa am citit din 2 Timotei, capitolul 3, versetul 10, cuvintele lui Pavel către copilul său preiubit. Tu ai urmărit de aproape învățătura mea. Dar ține cont, nu-i destul să fie învățătură bună, poți să țină Pavel studiu biblic, dacă tu nu urmărești de aproape. A urmărind de aproape, știi cum te poți verifica? Dacă vii cu Biblia la adunare și dacă ai un caiet de notițe. Fără cărți și caiete nu crede o școală. No. Copii fără ghiozdan, fără pixuri, ăștia numai note bune n-au. Nu se poate. Tu ai urmărit îndeaproape învățătura mea. Pentru că trebuie să știi că învățătura nu e doar simplă informare și curiozități. Învățătura ți este necesară și ajungi de săvârșit și să fii destoinic. Domnul să ridice între voi învățători sănătoși în credință. Spune în 1 Timotei, capitolul 4, versetul 6. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Și am aici un cuvânt în versetele următoare pentru cei ce predică, pentru cei ce învață. Sunteți tineri, vi se potrivește la versetul 11. Poruncește și învață. Adică nu e destul doar să poruncești. Spui, fraților, mă întreba cineva dintr-o biserică, frate, e bine să meargă ai noștri, dar nu țin lume. Să meargă sau să nu meargă? Păi clar că nu e bine să meargă, dar trebuie învățați de ce să nu meargă. Dacă numai le poruncim și nu îi învățăm, nu vor ști cum e bine sau de ce e așa și nu e altfel. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Versetul 13. Până voi veni, ia seama bine la citire. Mă întreabă unii frate, cum îți formezi predicile? Cum faci tu de biblic? Simplu, frate, citesc. Citirea e cea mai bună sursă de inspirație. Dar citește toată Biblia, citește-o des, citește mult, cum vrei, citește. Cu alte cuvinte, sfatul e citește, citește, citește. Cu atenție.
ia seama bine la citire. Eu înțeleg prin asta nu doar să facem greșeli de citire, că har Domnului, nu suntem analfabeți. Să fii atent, să urmărești sensul, să poți face o observație, o exegeză corect, să te poți concentra, pentru că apoi să poți să predici. Versetul 15. Pune-ți pe inimă aceste lucruri, îndelenicește-te în totul cu ele. Mă spunea cineva despre un predicator, și frate a venit la noi, așa, de la avion, cum aș veni eu, mai era câteva ore până să mergem la adunare, pune mâna pe telecomandă și dă-i pe telesport sau ceva de genul ăsta. Mă, zice, când l-am văzut, m-am gândit, dar pe drum, ce nici nu m-am răbdat, l-am întrebat, dacă acum ce o să ne predici? Care meciul comentezi? Ai, frate, nu fi în gust. Dar nu-i problema aici de a fi în gust, e problema de a fi preocupat, de a fi pasionat. Îndelenicește-te în totul cu ele. Altfel nu poți să ai rezultate. Stai că acum sunteți tineri după ce mai îmbătrâniți. Greu mai învățați. Și uiți, Dumnezeu așa a dozat, a pregătit, a capacitat mintea noastră, încât dacă nu introducem tot timpul informații, dacă nu este un flux, nu poți să reții, să păstrezi și să redai. Vei povesti așa din amintiri. Nu vei avea călăuzire. Spunea un frate, dacă un bărbat, și să nu fie în vârstă, memoria asta, că să-l ajute, a citit multă Biblie, când predică, zicea el, e ca și cum mai avea după cap două vagoane de grâu, așa curge. Se pot face conexiuni, îți vine totul în minte deodată. Și scrie în proverbe, n-am neașternut eu pentru tine, înscris sfaturi și cugetări, ca să-ți fie toate deodată pe buze. Să le ai la îndemână. Dar pentru asta trebuie citire, studiere. Spune aici, în versetul 16, fii cu larea minte asupra învățăturii pe care o dai altora, stăruiești în aceste lucruri. Căci dacă te vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cine te ascult. Învățătura mântuie un grup de oameni, pe predicator și pe cine îl ascult. Și învățătura falsă, cum spuneam, rătăcește pe el și pe cine îl urmează. Doamne, dă-ne harul acesta. Binecuvintează poporul tău ca biserica din Antiohia, cu învățători și proroci. Să fiți cu zidire în plan local și să puteți fi și o bază de misiune pentru alții. Dar pentru ca să ajungeți ca cei din Antiohia, sau dacă sunteți, nu cred că se poate altfel, spune Scriptura aici în Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetul 26, un an au învățat pe mulți oameni, ceea ce înseamnă sistematic cât au stat acolo. Un al doilea mod prin care puteți să dobândiți o învățătură bună, pe lângă slujbele de la adunare, pe lângă părtășiile de studiu biblic, ceea ce aveți la clasele de copii, la timpul când vă ocupați de tineri, deci pe lângă ceea ce ni se oferă aici, de aici trebuie să dea tonul învățăturii sănătoase, oameni pasionați, în stare să învețe pe alții. Asta e condiția. Vreți diaconi în sistemul bisericii primare, puteau să aibă doar o credință bună și să fie administrator corect. Dar când e vorba de prezbiteri, calitatea fundamentală era capacitatea de a învăța. Pentru că asta e o lucrare primordială. Dar pe lângă ce e aici, punctul 2, învățarea Scripturilor în părtășiile frățești, de acasă sau din grupurile de părtășie. În biserica primară era o lucrare distinctă. Iată ce vă citesc din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 20. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos, aceeași expresie ca în Timotei. Și nu m-am temut să vă propovăduiesc, dar nu-i destul numai să faci evanghelizare, și să vă învăț, adică să aprofundez. Înaintea norodului, e una, și doi, în case. Acolo scrie în 1 Corinteni 14 că femeia trebuie să întrebe pe bărbat și să o predica la adunare. Puneți-i încurcătură. Poate n-au fost atenți la predică.
Poate nu știu, n-au decât să documenteze. Acolo, acasă, scrie în Deuteronom 6 și 11 că tata și mama, părinții, trebuie să-și învețe copiii când se scoală, când se culcă, atunci când pleacă, atunci când se întorc, când vei fi acasă. Mai mult, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Noastră, nu vă amintiți de cuvintele Domnului din Luca 16, unde spunea că fiii veacului acestuia mai înțelepți decât fiii luminii. Vedeți cum reușesc ei să câștige piața cu reclame și cu afișe. Dar noi de ce n-am face? Că doar întâi ne-a învățat Dumnezeu pe noi. Puneți versete. O să vedeți că le intră în minte la oameni. Învățați-vă să rostiți anumite cuvinte, chiar dacă se repetă, nu în mod obositor, extenuant. Dar e foarte important, pe lângă slujba de aici, vă rog să vă gândiți, poate avem vreun statistician bun aici, cam cât ar trebui să trăim, poate nu ne-ar ajunge nici cât ar trebui Metusala să învățăm toată Biblia la slujbele de la adunare, am putea? N-ai cum! Poate mai mergem noi predicatori prin câte o adunare și întrebăm de aici s-a predicat în ultima vreme. Frate, zice unul de aici nu s-a predicat de când se ură adunare. Când n-a ajuns să predici toată Biblia de la ambon, dar în părtășiile de acasă și când te întâlnești, poți să discuți, nu? Și aici intră învățarea tip seminar prin discuții. Punem întrebări, răspundem, cum făcea Domnul Hristos cu învățătorii. Asta este foarte important. Aici ies la iveală toate problemele mărunte, analitice. Să vă ajute Domnul să practicați asta. Dar pentru asta faceți vreme. Nu-i timp de învățături, de pierdere de vreme online. Oh, cât ne consumă nouă lumea asta virtuală din timp. Și în loc să facem studiu cu cei de lângă noi, pornim să ne uităm pe peisaje, ca să nu zic pe poze. Și să citim poveștile unuia și altuia, comentarii pe bloguri, păcate la rând. Saci de păcat, mulți de păcat. În loc să folosim timpul pentru a ne învăța, frații mei. Numai că uneori, în loc să fim, cum a zis Domnul Habacuc, vrea să fie pământul plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acopăr, suntem plini de povești. Sau nu-i așa? Nu știu ce vorbiți când mă întâlniți. Maleahii 3. Cei ce vorbesc, cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea, unul cu altul. Domnul a luat aminte, scrie acolo, și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui. Credeți că scrie Dumnezeu poveștile noastre? Eu am o vorbă, mai spun uneori când cineva, vorba lui fratele Simeonuc, începe din Evanghelia fără capitole, măi, hai să vorbim ceva, să aibă ce scrie procesul verbal, nu? Dacă nu, ce se scrie? Ei, nu scrie Domnul prostiile noastre, dar se scriu aici la noi. Așa-i? Rămân? Doamne, dă-ne harul să ne preocupe învățătura. După ce se termină slujba de la adunare, și în încheierea acestei idei vă citesc Fapte 13, versetul 43. Asta înseamnă evlavie și ne învață numai la adunare, are formă și ne învață și după adunare, e evlavios. Și după ce s-a împrăștiat adunarea, dar unii cum trec pragul, nici saluturi sfinte nu m-au zis, că au o limbă de adunare și o limbă de mers acasă. Imediat încep cu ceau și cu povești. Și după ce s-a împrăștiat adunarea, mulți din iudei și din prozeliții evlavioși au mers după Pavel și Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei. Și ce vorbeau? Îndemnau să stăruiască în harul lui Dumnezeu. Știu că faceți mult timp cu mașinile. Eu vă recomand mai puțină muzică, să aveți Biblia înregistrată, diferite studii și împletiți ca la adunare. Și cântare, și citit în Biblie, și text. Puteți să folosiți orele acelea. Dar dacă dați drumul numai la știri sau știu eu numai muzică și nici aceea poate nu-i toată cum trebuie, că acum e tare amestecată,
pierdeți ore importante. Eu, de exemplu, fac și eu, aș putea poate concura cu dumneavoastră la orele câte le faceți, și atunci n-am timp suficient uneori acasă. Acasă trebuie să mă ocup de copii, acum avem și nepot prin harul Domnului, și atunci pe drum. Am fost plecat cu mașina până la Viena, am pus cartea Genesa până s-a terminat. Și mi-o bifez, am citit-o și pe asta, mai mult discutăm cu cei care sunt pe mașină. Să folosim timpul pentru învățătura bună. Și în al treilea și ultimul rând, și am încheiat. După ce ai învățat la adunare și să-ți placă de aproape, după ce ai folosit timpul pe care îl poți extrage din activități, spunea cineva, frate, mie îmi permite serviciu să vii cu căștile în urechi și să mă ascult ceva, nu doar muzică, așa cum vă aminteam. Dar, dincolo de aceste părtășii, mă întorc la Psalmul 119 pentru a vă arăta pasiunea individuală în meditație, în memorarea cuvântului lui Dumnezeu. Psalmul 119, versetul 11. Strâng cuvântul tău în inima mea. Eu nu cred că acest strâns înseamnă numai să auzi și să uiți. Să strângi înseamnă să-ți rămână. Cu ce scop? Să nu păcătuiesc împotriva ta. Iată ce spunea tot aici în versetul 97, partea a doua, după ce zice cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea. Așa dacă ți-ar da cineva un telefon, că doar oricum ne apelăm, să te întreb la ce te gândeai? Ba, nu trebuie neapărat să te mărturisești, dar ce frumos să spui, frate, acum mă gândeam la Moise, la un principiu biblic. Iată ce spune înțeleptul în cartea Proverbe, în aceeași idee, capitolul 16, versetul 20. Cine cugetă la cuvântul Domnului, găsește fericire. Și de aici derivă și încrederea în Domnul și ești fericit. Ca să cugeți, trebuie să memorezi. Ești scutit ca mintea ta să nu alerge în toate părțile și să nu fii inundat de lucruri rele. Spunea Psalmul 1, și vă rog, gândiți-vă dacă se potrivește asta pentru noi. Citiți la versetul 1, fericit de omul care nu se duce, nu se oprește și luați astea pentru internet. Nu se duce la sfatul celor răi, nu intra pe forum din astea cu povești, că au făcut unul o prostie și toți o comentează și cine și dacă e drept, nu e drept, nu te du la sfatul ăsta. Nu se oprește pe calea celor păcătoși, să nu mai spun dacă e ceva pornografie sau alte murdării. Ocolește-o, scrie în Proverbe 5. Și nu se așează pe scaunul celor barjocoritori. Dar ce face? Își găsește plăcerea în legea Domnului. Da, și îi place să meargă să asculte predici. Da, și când se întâlnește cu frații, întreabă din Biblie. Dar încă ceva. Zi și noapte, cucetă la legea lui. Oare asta e și pentru femei sau numai pentru bărbați? Ce ziceți dumneavoastră? Vi se dă drept și dumneavoastră. Păi sigur că în Domnul Hristos, toți trebuie să ajungă desăvârșiți. Și e foarte valabil că doar Timotei a învățat scripturile mai întâi de la mama și de la bunica, nu? Și apoi de la Apostolul Pavel. Vă doresc așadar să fiți legați de Casa Sfântă. Amin. Și Dumnezeu să vă dea învățători sănătoși. Amin. Iar dacă sunt unii care strecoară pe furiș, Domnul să-i scoată din schemă. Amin. În al doilea rând, vă doresc să inițiați părtășii sfinte. Când cineva vine la tine, introdu-l la Biblie. Da, foarte important. Când te duci la cineva, spune-i cu ce scop te-ai dus. Hai să cântăm o cântare. Să facem o rugăciune. Un text din Biblie și fiecare să spună câte o idee. E foarte frumos. Dacă nu, cu copiii. Să vedeți cum Dumnezeu iluminează și pe ei și învață și ce înveți din copilărie. Foarte ușor de reținut toată viața. Și în al treilea rând, cu ce ai auzit la adunare, cu ce ai discutat, cu ce ai învățat în aceste părtășii particulare.
Gândește-te. Meditează, memorează și dacă îți va fi plină inima de cuvântul lui Dumnezeu, vei fi ferit de păcate, vei fi fericit. Vei putea să fii un om desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Dacă ți este plină mintea de Biblie, când vorbești cu cineva, așa ți le dă Domnul, așa binecuvintezi, îți vin și cuvinte de salut, Sfinte. Ăștia care scuceau, ăștia zgoi. N-au niciun salut, sunt cu zecile în Biblie, dar ei n-au niciunul pe limbă. Că doar din prisosul inimii vorbește gura, dragul meu. Dacă poți un om să-l auzi povestind o jumătate de oră și să nu se scapă, să spună măcar o bucățică într-un verset, îți dai seama prin ce sertare ascunsă a inimii lui s-au găsit ceva versete. Dar trebuie să le ai în vitrină, trebuie să ai în depozit și să vorbești, cine vorbești, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, ca în toate Dumnezeu să fie slăvit. Noi prin cuvinte ne zidim unii pe alții. Ne întărim, sunt oameni prinși de ispite, de probleme. Și noi avem ca scop, cum spuneam, desăvârșirea și lucrarea lui Dumnezeu, care e lăsată pe mâinile noastre, dragii noștri. Nu fac îngeri, este chemarea noastră. Până când Domnul își va sfârși lucrarea și va începe sfărăția sfântă și ne va premia, ne va răsplăti și pe noi. Domnul să vă binecuvinteze, amin.